7 percheziții domiciliare au fost efectuate astăzi la persoane bănuite de furt de produse petroliere. Polițiștii ai secției rurale numărul 10 Valea Călugărească și luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale au descins în 6 locații din județul Prahova, în Ploiești, Colceac, Stănic și Dumbrava și la una din comuna Ialomițeană, Jilavele. Se pare că aceștia, începând cu luna martie acestui an până în prezent, ar fi sustras carburanți și combustibili fosili din mai multe vagoane care se aflau garate într-o stație CFR din municipiul Ploiești. 15 persoane au fost aduse la sediul poliției pentru audieri. Polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor diverse cantități de combustibil solid, respectiv cox, dar și lichid, respectiv motorină și benzină. Acesta se pare că era utilizat de către persoanele bănuite atât pentru consum propriu, dar și pentru a fi comercializat. De asemenea, polițiștii au descoperit și numeroase recipiente folosite de persoanele în cauză. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale a suspecților.